Salutare și bine ai revenit pe canalul Simplu Ortodox! În acest video aș vrea să-ți prezint pas cu pas cum poți să faci o icoană cu pietre. Rezultatul ajunge să fie impresionant, chiar spectaculos, mai ales când știi că ai depus 10, poate chiar sute de ore ca să duci la bun final această icoană. Poate fi un cadou extraordinar pentru cineva drag sau pur și simplu o activitate relaxantă pe care o poți face după serviciu sau o activitate recreativă pe care o poți face cu copiii tăi. Pentru că da, orice copil care deosebește cifrele, cunoaște literele, poate face o astfel de icoană. Dar haideți să vă explic mai pe larg cum se realizează. De fapt, tot ceea ce vedeți voi este un kit DIY, adică un set complet în care ai tot ce trebuie pentru ca tu să le poți realiza. Ai icoana, cu harta completă a pietrelor, vă explic imediat ce înseamnă asta, ai instrumentele și ai pietrele pe care trebuie să le pui. Pietrele sunt împachetate pe nuanțe, astfel încât să nu se amestece între ele. Fiecare pachetel are câte un cod, astfel încât să știi exact unde trebuie să vină pe icoană. Kituri de genul acesta sau seturi puteți să găsiți pe net, am să vă las câteva linkuri în descriere ca să vă fie mai ușor. Înainte de vă cumpăra o astfel de icoană, aș vrea să vă spun câteva lucruri la care să fiți atenți. În primul rând, să vă uitați la dimensiune, pentru că o icoană mai mare, de exemplu un 30x40 sau un 50x60, o să vă ia mai mult timp ca să o realizați. Un al doilea aspect, numărul de pietre. Există icoane care au piatră lângă piatră, cum este și modelul pe care vi-l prezint în acest video, dar există și icoane care au mai puține pietre și mai mari. Evident, icoanele cu pietre mai puține și mai mari sunt mai ușor de realizat. Un al treilea aspect ar fi numărul de culori. Evident, atunci când sunt mai multe pietre pentru a fi mai detaliată icoana, vor fi multe culori și unele culori vor fi extrem de apropiate. Va fi puțin mai greu să lucrați. Un al patrulea aspect de care trebuie să țineți cont este tipul pietrei. Există unele care sunt evident de plastic și care au un luciu mai scăzut și sunt altele care au aspect de piatră, sunt mai lucioase, mai strălucitoare, poate mai de impact. Eu le prefer pe acestea. Un al cincelea aspect este cât este de plină icoana, pentru că există anumite icoane care au pietre doar pe alocuri, de exemplu la aură, la haine, și există alte icoane, cum este și aceasta, în care toată icoana este plină, sau altele și mai complicate, în care inclusiv chipul este făcut din piatră. Înainte de a vă apuca de lucru, este bine să puneți puțin la întins icoana cu ceva greutate pe ea ca să vă fie mai ușor. Apoi, după ce îndepărtați folia, veți observa că există un adeziv deasupra icoanei în zonele în care vor veni pietrele. Apoi, locul fiecărei pietre este marcat, astfel încât nu ai cum să greșești. Există icoane mai complexe cu zeci de culori în care chiar și simbolurile sunt extrem de apropiate, dar icoanele de nivel mediu, cum este și aceasta, utilizează cifre și litere astfel încât sunt ușor de diferențiat. Chiar nuanța de pe fundal este în concordanță cu nuanța pietrei. În partea dreaptă a icoanei există o legendă care face corespondența dintre codul de pe icoană și numărul pietrei, astfel încât totul să devină foarte ușor. Ca și instrumente de lucru, aveți o tăviță în care puneți piatra cu care lucrați, un instrument cu care selectați piatra și ceva soi de ceară, astfel încât piatra din tăviță să se lipească de instrument. După care începe activitatea propriu-zisă, pietricică cu pietricică, o luați din tăviță și o lipiți pe icoană. Poate pentru unii este o activitate de rutină, plictisitoare, stresantă. Pentru mine, în schimb, este o activitate relaxantă. De cele mai multe ori îmi pun ceva conferințe sau muzică în fundal și trec orele fără să-mi dau seama. Este un mod plăcut prin care puteți îmbina rugăciunea cu lucru sau o activitate pe care o puteți desfășura cu copiii, ei învățând astfel să aibă mai multă atenție și răbdare. După ce ați terminat de adăugat toate pietricelele, icoana poate fi înrămată, pusă la loc de cinste în casă sau dăruită cuiva drag. Dacă v-a plăcut acest video, v-a fost util, nu uitați să dați un like, înseamnă foarte mult acest feedback al vostru, un share cunoscuților voștri care s-ar putea bucura de această informație și dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, spor în toate!